pare că luna noiembrie va fi mai darnică în ceea ce privește temperaturile. Maxima zilei de astăzi va ajunge până la 16 grade. Deja vremea s-a încălzit ușor în toată țara, ploile au luat o pauză, iar vântul va sufla slab și moderat. Vom avea parte de o zi frumoasă de toamnă, umbrită doar de ceață, atât dimineața cât și noaptea. Vorbim acum despre partea de nord-vest a țării, despre zona Maramureșului, unde cerul va fi variabil spre senin, temperaturile bune, maxima zilei va ajunge până la 14 grade, atât în Baia Mare cât și în Satu Mare. În Crișana vom fi răsfățați astăzi de razele soarelui pe tot parcursul zilei, cerul va fi perfect senin, vântul va adia slab, temperatura maximă va ajunge până la 14 și 15 grade. Luna noiembrie debutează cu o vreme frumoasă, frumoasă de tot pe teritoriul Banatului. Cel puțin în Reșița avem astăzi o temperatură câștigătoare de 16 grade. În Timișoara vom avea 14 grade, vreme frumoasă, fără ploi și fără vânt. Haideți să vedem cum va fi vremea în Oltenia. Ei bine, după spusele meteorologilor, ceața ne va da bătăi de cap atât dimineața cât și noaptea, însă după cum vedem pe hartă, nici urmă de precipitații, cer variabil spre senin, cu temperaturi ce vor fi cuprinse între 11 și 12 grade. Nici pe teritoriul Transilvaniei nu avem parte de precipitații astăzi, după cum vedem. În Miercurea Ciuc va fi în continuare mai rece decât în mod normal la această dată. Vom avea parte doar de 7 grade plus ceață, însă în restul teritoriului soarele își face datoria și ne încălzește cu temperaturi cuprinse între 11 și 14 grade. În continuare, pe teritoriul Moldovei vorbim de temperaturi ușor mai scăzute decât în restul țării, în special în Piatra Neamț și în Bacău, dar după cum vedem, nu se pune problema de ploi, vântul va sufla slab până la moderat, avem în Suceava 10 grade, 9 atât în Piatra Neamț cât și în Bacău, după cum vă spuneam mai devreme, 10 grade atât în Focșani cât și în Galați. Am scăpat astăzi de ploi și de vânt și pe teritoriul Dobrogei, astăzi soarele va străluci pe tot parcursul zilei, avem maxime cuprinse între 10 și 11 grade. Haideți să vedem dacă vom fi la fel de norocoși pe teritoriul Munteniei. Ei bine, da, după cum vedem, vreme frumoasă și aici, luna noiembrie este deja generoasă cu noi. Avem ceață, în schimb, în special în sudul teritoriului, în Alexandra Giurgiu și în Călăraș și în Brăila. Temperaturile sunt normale pentru această perioadă. Maxima zilei va fi cuprinsă între 10 și 13 grade. În capitală de dimineață se înregistrau 7-8 grade, iar maxima zilei va ajunge până la 13 grade. Vreme frumoasă, astăzi în capitală cer variabil spre senin.